Elevii participanți au fost constituiți în echipaje mixte de câte 10 membri care au trebuit să parcurgă o probă teoretică și două probe practice, ce au conținut elemente care le-au testat viteza, agilitatea și îndemânarea. Concursul a fost oarecum greu. În primele două probe au fost ușoare pentru noi, a doua a fost nouă, n-am făcut așa până acum, e al treilea an la noi. Concursul a fost interesant, dar în același timp ne-a dat bătăi de cap, mai ales ultima probă pe care nu mai exersasem niciodată, dar suntem o echipă și vom continua să muncim și ne vom întâlni la anul. Destul de greu, ultima probă a fost foarte grea, n-am mai făcut până acum și de asta ne-a dat și bătăi de cap. Tot ce am muncit, însă suntem o echipă și vom reveni și la anul cu noi forțe și probabil cu premiul întâi. Acest concurs a constat în desfășurarea a trei probe, una teoretică și două practice, și anume pista cu obstacole și ștafeta de 400 de metri cu obstacole. Concursul Prietenii Pompierilor, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, are ca scop atragerea și educarea copiilor și elevilor prin acțiuni de prevenire a incendiilor, urmărind totodată dezvoltarea spiritului competițional și de echipă. Au participat câteva echipaje de la câteva școli din județul Teleorman. Concursul s-a desfășurat conform regulamentului, copiii au dat dovadă de fair play, s-au implicat în activitățile care au fost conform regulamentului. Cei mai buni dintre concurenți au fost răsplătiți de Consiliul Județean Teleorman cu diplome de participare și premii în bani. De asemenea, învingătorii vor merge mai departe la faza regională a acestui concurs, care se va desfășura în luna iunie în județul Olt.